Ia ascultați aici o declarație de o să se înfioare carnea pe voi și citez. Garanțiile financiare care se acordă magistratului reprezintă nu doar o compensație pentru sistemul de incompatibilități, interdicții sau condiții de muncă, dar mai ales o garanție acordată până la urmă cetățeanului. În sensul că este asigurat cadrul necesar pentru o judecată Corectă, onestă, imparțială, protejată de orice influență externă. Cine a spus grozăvia asta? Nimeni altcineva decât președintele în altei curți de casație și justiție, cum o cheamă Corina Corbu pe numele ei, deci practic întâiul judecător al țării. Nu a spus-o oricum, ci a spus-o Cu Iohannis în incintă care a și-a dat și el ochii peste cap. A cum sună chestia asta. Și care mai departe a provocat o furtună în studioul cătălinei Porumbel de la Antena 3 sau hai să-i spunem Siena 3. da, Uitați de altfel și Digi 24, cum rezumă această declarație titlul șefa ICCJ spune că pensiile speciale sunt o garanție că cetățenii primesc o judecată corectă. care e problema? Chestia asta urmează să o dezbatem acum împreună. Înainte de a desluși care e faza, hai să vă descriu și atmosfera din studioul Antena 3 CNN. Da? Vă dați seama că acolo era revoluție. Nu, era Jihad. Jihad era, da? Nu, era vânătoare de vrăjitoare. Practic toată lumea din studio o vâna pe vrăjitoarea corbu, pe sistemul femeie. Ce o să faci dacă nu-ți dăm pensie specială? O să judeci greșit? A? Eh, în fine, la un moment dat intră și avocatul Tony Neacșu în direct, prin telefon și mă liniștesc. Gata, frate, hai că le explic asta că e de specialitate. Dar de unde? Bă, nu s-a priceput, pur și simplu, nu s-a priceput. A început să o dea cu generalități, că o fi, că o pății, că textul ăsta este des întâlnit, da? în documentele lor interne, că oricum, că cam așa este, dar să știți că, într-adevăr, că sună, sună nasol când o spui în spațiul public, da, astea. Și ca dovadă că n-a priceput nimeni nimic, a, a ieșit porumbelul la atac, porumbița și a spus ce-ar fi ca medicii să pretindă pensii speciale, să spună că altfel nu mai operează corect a? Sau profesorii sau vatmani, e la aia cu vatmani mi-a căzut capul pe jos. Cum? Vatmani? Adică ce o să facă Vadman? O să spună pensie specială sau dacă nu trag stânga de volan, da? Bag, bag uh, tramvaiul în gardă. Sau ce o să spună? Bă, o să pun frâne bruște între stații, <laughs> să cadă călătorii. A? Ce o să facă Batman? Nu acu serios, porumbițo. Știi care e diferența dintre profesia de, îi spunem judecător, da? magistrat, whatever, și ce ai înșiruit tu mai înainte? Judecătorul, spre deosebire de ceilalți, are o balanță, da? Două tale. Hop, unul se ridică, altul coboară, judecă două părți. La sfârșitul procesului, una din cele două părți va râde, cealaltă, inevitabil, va plânge. Nu e cazul medicului. El vrea uh, să facă să râdă toate părțile implicate, nu? La fel și învățătorul. Și... Dar ar draci el de vadman. La fel și cu vadmanul. <laughs> Trebuie să-i ducă pe toți călătorii Fericiți până în stație, nu? Judecătorul nu are cum, da? Și el atunci este supus unor presiuni. Ați înțeles, da? Pentru că partea care intuiește că la sfârșitul procesului urmează să plângă se poate duce la judecător cu atenție și să-i spună, haideți, domn judecător, a, de ce să plângă mama? Nu mai bine plânge măsa. Ați înțeles diferența esențială? Bun, deci aceste pensii speciale sau, mă rog, toate beneficiile astea financiare de care se bucură magistratul au și o componentă, da? Includ și o componentă de primă antișpagă, da? Ei, ce să vezi? Pă bune, așa este, da? Da, doamna Corbu a spus ceva și despre sistemul de incompatibilități și interdicții. Da? Cu alte cuvinte, salariu mare și pensie specială pentru că nu putem să facem chiar tot ce ne taie creierul în afara activității profesionale. De exemplu, domnule Danileț nu prea merge să ne filmăm pe TikTok alergând cu drujba în mână prin gardul viu. Da? Că atunci nu-i bine. Pentru asta ați fi primit dumneavoastră pensie specială. Dar acum nu mai este cazul că nu mai sunteți magistrat, asta o dată. și cum era aia cu ă, interdicții. Păi n-ai voie, de exemplu, să ca magistrat să-ți deschizi o firmă. Nu știu, ca judecător să ai și un butic la parterul blocului. Da, și statul, ca să nu sufere judecătorul... A? că domne nu își poate rotunji și el veniturile micuțe, îi spune, ia mă, mai ia și tu ceva la salariu, mai ia ceva acolo și la pensie specială, ok, și mai lasă-ne cu buticarea la asta și tu vezi de magistratura ta, da? Hai, du-te și în parte dreptatea. Ceva de genul. E clar? Eu zic că este. Bun, și ca să acoperim complet subiectul, acum vreo două, trei săptămâni, mă uitam la live-ul unui pseudo-jurnalist și acolo un urmăritor i-a pus următoarea întrebare. Dacă mărim salariile polițiștilor, aceștia vor fi mai puțin tentați să ia pagă. Și eu mă gândeam, prietene, de ce ți-ai mai răcit gura sau, mă rog, tastatura? Evident că a? e o funcție inversă. Cu cât e salariul mai mare, cu atât ai tendința să te apleci mai puțin după șpagă. Numai că m-a uluit răspunsul pseudo-jurnalistului care a spus ceva de genul Nu! Un polițist, dacă îi măresc salariul la 40.000 de, euro pe lună, dacă acesta este cinstit, nu va lua șpagă. Dacă este corupt, va lua în continuare șpagă. Adică cumva, fratele meu, existau polițiști albi și negri, cinstiți și corupți. Și indiferent de salariu că e 2 lei sau e 40.000 de euro pe lună, ei ar fi luat pagă pentru că așa s-au născut de la Dumnezeu, da? S-au născut ei corupți. I-a făcut mama corupției, iau și pagă, mă. Adică ei și riscă salariul ipotetic de 40.000 de euro lunar pentru o șpagă de 100 de lei, că hei, sunt șpăgari. Asta e logic? Evident că nu e logic. Și la fel se întâmplă și cu magistrații ăștia, pentru că legislatorul, când legiferează, nu jonglează cu concepte. Nu asta este unitatea lor de măsură. Nu asta reglementează cinstea din dicționar. Ei reglementează oameni, tătuțu, da? Și acolo nu sunt polițistul alb, polițistul negru, judecătorul de aur și judecătorul de tinichea. Nu, și sunt în primul rând mulți, hai să spunem că sunt, bă, ia o cifră, știu că e exagerat, un milion de magistrați. Da? Vor fi într-adevăr 20 super bă, vin cu banii ei de acasă și tot judecă corect. Ok? Și sunt unii corupți. Bă, frate, tu le dai, le umpli buzunarele cu lingouri, cu aur și ăștia pun și simplu, da? Nu se abțin ca scorpionul pe broasca țestoasă. Ok? Iau șpagă, pagă. Numai că între ea 10 cinstiți și ea 10 corupți, există un milion de nuanțe, de griuri, da? Unii care sunt cinstiți, dar în anumite situații ar putea fi tentați. Unii care sunt cam golănași și cam înclinați spre lua dar un salariu mare îi convinge că nu se merită riscul și atenție că am pus ghilimele, da? Că eu nu sunt cu facultatea făcută la 404, Ați înțeles tot fenomenul? Eu zic că l-ați înțeles și acum. Că știu că se uită și niște useriși, niște botaniști, niște reziști de ăștia pe la mine. Bă, prietenilor, voi ați fost tare proști când puneați ștampila pe Iohannis, pe Rares Bogdan, pe ăștia, votând două chestii cu aceeași ștampilă. Justiție! Justiție independentă, da? Că ne-ați pula cât a sări voi cu luminițele în piață cu justiția voastră independentă, dar în același timp, pensiile speciale desfințate în 30 de zile. Bă, proștilor, chestiile astea se bat cap în cap și normal că acum v-ați luat plăcuțe de la Ioharis. Da? bă, fraier mai sunteți, bă. asta e. Asta este. Da? Într-adevăr, prostia nu se vindecă cu salariu mai mare.